găsit prieteni. Mă bucur să ne revedem. Vorbim astăzi despre un subiect mai sensibil. Este vorba de tranzitele planetelor în Pești. Am mai vorbit de ele cu ocazia diverselor aspecte pe care le-am tratat în special pe perioada lunii aprilie, dar acum aș vrea să vă propun o altă perspectivă pe care n-am avut timp să o aprofundăm și ar fi păcat pentru că avem tranzite frumoase, valoroase, rare și ofertante. Și e bine să înțelegem ce ne aduc ele în viață și cum să le folosim, spre mai ales beneficitatea sufletului nostru. Sunt multe planete în pești în această perioadă mari, care revin la distanță mare în timp. E vorba de Saturn, la 30 de ani ajungem pe și de Neptun. Vom avea parte de aceste două prezențe mari și anul viitor. Numai că în această perioadă se adaugă Marte, Venus este deja, a trecut soarele pe aici de curând și ne aflăm într-o perioadă din ce în ce mai accentuată, mai ales de când Marte va intra și el în semnul peștilor, adică după 25 martie și va sta până la 1 mai. Atunci e foarte activă această energie cristică de care vorbesc peștii. Ce facem cu ea? Energia sufletului nostru cu alte cuvinte, care ne activează conștiința și ne ajută să ne conectăm mai mult la Spiritul nostru, partea noastră divină și să o manifestăm în toate lucrurile pe care le facem și în deciziile pe care le luăm. Ce putem face cu această energie fantastică, care crește, crește, deja a început, dar va fi foarte puternică final de martie și toată luna aprilie? În timp ce soarele în berbec, destinul e în berbec, Mercurie retrograd, pe fondul acesta, muzica de fond este dată de aceste planete mari în pești și de planetele mici care le activează și le aducem în prezent, în viața reală. Această energie subtilă, dar extraordinară, transformatoare, dar și materializatoare, pentru că materia este cântecul Spiritului. Și când avem aspecte astrale care ne îmbie, ne ajută să manifestăm mai mult din Spiritul, din Conștiința, din Sufletul nostru, înseamnă că avem o mai mare energie creatoare, pe care e bine să o punem la treabă. Nu doar Voința e cea care face lucrurile sau mâinile noastre ci și o energie mai subtilă care face să se așeze oportunitățile, oamenii, ocaziile, mobilizarea, motivația, inspirația, cheful, bucuria, toate lucrurile acestea să se așeze într-un tot unitar ca să ne fie lesne și să ne fie bucurie să facem lucruri în viață, în orice domeniu. Această energie este foarte activată. Energia cristică. Planetele care traversează peștii și care ne aduc această energie cristică se află în opoziție cu Luna Neagră din fecioară. Este menit ca această forță astrală pe care o simțim la final de martie și toată luna aprilie, această forță astrală să se manifeste cu o condiție. O putem simți mai bine dacă reușim să identificăm. Ce ne ecranează accesul la bucuria acestei energii creatoare, energia vieții, energia universului, energia divină. Cu alte cuvinte, suntem chemați să ne privim în față complexele, fricile, inhibițiile de tot felul, vinovăția, teama. Pe care ne-am indus-o sau ne-a fost indusă pe parcursul vieții noastre. Acele tipare uh, atitudinale, de gândire, comportamentale, care mai mult ne frânează, ne descurajează. Criticul din cap. Uh, nu vorbesc de observatorul lucid care uneori ne trage de mânecă și ne spune cum e mai bine să procedăm. Toată lumea are o voce conștiinței, nu vorbesc de această voce a conștiinței, care întotdeauna este blândă, încurajatoare, nu punctează de defăimător față de noi lucrurile greșite, ci întotdeauna ne punctează partea bună a lucrurilor pe care ar trebui să o urmăm. Vorbesc de criticul din cap care acest critic din cap este dobândit, nu este al nostru, este ca un virus, dacă vreți și care s-a întărit, mai ales dacă am văzut în jurul nostru oameni criticați de apropiații noștri, dacă noi am fost criticați într-un mod devalorizator, într-un mod destructiv, anihilator de identitate, de personalitate, de voință, de creativitate, bagiocoritori de acel critic vorbesc, și fiecare are unul, chiar dacă familia a fost perfectă, acest critic, acest virus a fost luat de pe stradă, din școală, de la televizor, din comunitate. Și acest virus critic a indus teamă, frică, a paralizat propria inițiativă, propria voință. Și spiritul nostru, creativitatea plină de bucurie, nu s-a putut manifesta. Această energie cristică dar sub formă foarte concretă, punând pusă la treabă, atunci când am vrut să ne întindem aripile. Și planetele care traversează pești ne fac conștienți de această energie plenară a noastră, care ne ține în viață, care ne vindecă, care ne uh, aliniază cu forțele creației, ca să ne vină în întâmpinare și noi să le primim atunci când vrem să materializăm ceva în bucurie și ușor. De multe ori suntem blocați și ne zbatem să găsim soluții. Consumăm prea multă energie. O scoatem poate până la urmă la capă, dar slăiți. Asta înseamnă că n-a fost prea multă energie cristică pusă la treabă. A fost mai multă energie personală, din voință și din trebuie și din tragere. Dar când energia aceasta cristică curge fluid, lucrurile sunt foarte ușoare chiar dacă sunt dificile sau chiar dacă sunt un început mai uh, complex uh, care implică multe, se pare că a fost efort. Ei, ne dăm seama cumva că există poate niște uh, ecrane, niște văluri, niște frâne între noi și această energie a Universului, care se creează și se expandează în permanență și că dacă am folosit această energie ar fi toate lucrurile mai ușoare. Realizăm lucrul ăsta pe aceste tranzite și de aceea ne e mai ușor decât altă dată să conștientizăm că trebuie să lucrăm cu acești viruși din capul nostru, din sufletul nostru, din sistemul nostru, care nu ne aparțin, sunt luați din mediul fizic și non-fizic. Atunci când ne conectăm cu gândurile celorlalți, când ne îmbibăm de o atmosferă din jurul nostru și care n-a fost întotdeauna prielnică, metehnele celor din jur, comportamentele celor din jur sau lucruri precise care ni s-au spus cum suntem, ce facem, de ce nu facem, ce nu putem face. Va trebui să rezolvăm lucrurile acestea. Destinul este în berbec până spre finalul anului. Deci avem multe lucruri de făcut cu capul nostru, cu forța noastră, cu energia noastră și cu spiritul nostru. Și trebuie să punem la treabă cât mai spre 100%. Ori aceste complexe, învinovățiri și rușinări nu ne lasă să ne folosim toată energia creatoare 100%. Pe de altă parte, aceste complexe și vinovățiri, rușini și retractilități ne pot da strategii de viață defensive. Nu mai alegem ceea ce vroiam noi să alegem, nu mai propunem țintele pe care, care, pentru noi sunt progresiste și avantajoase. Ne propunem doar acelea care nu ne riscă, doar pe acelea comode, care nu ne expun în fața celorlalți. Și atunci spunem, de multe ori ne întrebăm, eu am vrut să fac asta, eu am vrut să urmez pe drumul ăsta sau am ales-o ca să nu mi se întâmple altceva sau ca să nu atrag altceva. Și atunci unde a fost energia noastră plenară a spiritului și conștiinței noastre? Identificăm aceste, uh, aceste, blocaje și aceste frâne și ne dăm seama că nu sunt ale noastre, sunt căpătate și toată lumea le-a căpătat și le transmitem de la unul la altul apoi. Dar nu țin de ființa umană, umbrele acestea nu țin de ființa umană. O să spuneți bine, dar trăim într-o lume duală, există și bine și rău și întuneric și lumină. Este foarte adevărat. Și aceste polarități, care conlucrează sau se opun, sunt în conflict, asigură dinamica vieții, respirația vieții. Avem nevoie de ele. Dar una este să colaboreze și alta este să competiționeze. Iar în lumea noastră, bazată pe concurență, pe comparație și competiție, aceste polarități care dinamizează viața, în loc să o crească, să o exulte, de multe ori sugrumă viața. Așa că da, este bine să avem și nereușite și eșecuri și să învățăm din ele și să pornim în pasul voinicului mai departe. Este bine, face parte din viață. Dar vorbesc de nereușitele care sunt înscrise în destinul nostru, deci pe care le înțelegem și le gestionăm. Să nu avem parte de greutăți de multe ori gratuite, care sunt din cauza rătăcirii drumului. Când am fi putut să merge pe drumul nostru adevărat? Cu dificultățile lui. Și, rătăcind, avem niște dificultăți străine de noi, pentru care nu avem date pe care să le gestionăm. De acolo vin blocajele de destin. Nu că n-am avea un destin bun, altfel, ci pentru că încurcăm cuva lucrurile, drumurile și ițele. Și cum le încurcăm, când nu curge energia divină prin noi, e blocată, când nu avem acces la Suflet, la Conștiință și la Spiritul nostru, la Sinele nostru, nu avem suficientă intuiție. Intuiția aceea din străfundul Ființei noastre, din, din bobul de lumină, miezul de lumină al Ființei noastre, acea Ființă totdeauna ne avertizează, ne dă pasul corect, ne inspiră scopurile, scopurile corecte pentru noi, rătăciri mai puține, ne avertizează în legătură cu oamenii, ne ajută să fim clar văzători în legătură cu relațiile noastre, ne ajută să ne adapte. Fără să ne schimonosim sufletul, să ne adaptăm la mediul, din tot, tot geniul nostru ne dă acces la geniul nostru. Deci avem nevoie de această energie care, atunci când curge negătuit, curge fluid, curge frumos, ne atrage în viață oportunitățile. Deci, putem descoperi umbrele din noi și să nu ne lăsăm copleșiți de ele pentru că nu sunt ale noastre în plină lumină nimic nu mai face umbră. Să reținem lucrul ăsta. Când suntem în plină lumină, umbrele nu există. Nu că nu există de fapt, nu se manifestă. Sunt într-un spațiu mai mare al spiritului nostru. Pentru berbeci. Este o energie cristică ce îi ajută să facă foarte multe corecții legate de felul în care muncesc, ce muncesc, cum muncesc, cu cine muncesc. Ia aici este vorba de calitatea colaborărilor, cum reacționează la nemulțumirile lor față de unii colegi, de câtă lume se înconjoară, dacă au nevoie, poate pot face multe lucruri de unii singuri și asta s-ar putea să fie o lecție adevărată pentru berbeci, ei să decidă, ei să facă. Această energie cristică îi învață să fie foarte activ, să fie foarte implicați, dar cumva să țină cont de cum se mișcă forțele în jurul lor și să lasă aceste forțe să curgă liber ca să îi inspire. Poate că ei până acum au funcționat mai mult pe ambiție și voință, care e specifică lor. Și lucrurile au ieșit. Dar uneori nu e suficient, mai ales pentru planul urmar, doar să ai o bună mobilizare, o voință puternică. Pentru că viața e surprinzătoare, e complexă, ne aduce surprize, mult mai mult decât poate experiența noastră să dea un răspuns pe loc cum le place lor. Și atunci trebuie să simtă și aceste energii subtile și acești curent subtil care te pot împinge mult mai ușor spre oportunitățile de care ai nevoie. Te ajută să eviți uh, problemele, să nu intri în ele inutil. Te ajută să înțelegi oamenii mai bine ca să, să dai un răspuns mai adecvat spre o mai bună colaborare. Să nu te temi de unele eșecuri, să nu faci o dramă din unele pierderi. Să nu stai să Plângi de milă sau să deplângi că unii sunt într-un anumit fel și nu în altul. Deci, această energie cristică pentru uh, berbeci aduce mai mult calm, mai multă reflexivitate, în timp ce îi activează. Ca și când ar fi mintea din spate sau mintea de sus uh, și sufletul mai clar și mai limpede, care îi ajută cumva să simtă și să se ghideze mai bine. Pentru tauri, energia cristică vorbește despre bucuria de a fi bucuria de a se de a găsi în viață lucruri uh, care le resuscită uh, patima, plăcerea, încântarea și trebuie să caute aceste lucruri. I, cu alte cuvinte, să vadă partea plină a paharului, fără să o ignore pe cea goală, din spirit de prudență, din spirit practic, poate că ei văd uneori, partea goală a paharului. De data aceasta trebuie să vadă partea mai plină a paharului și poți să umple paharul. Și energia cristică se află în zona socială. Deci să recunoască calitățile altora, să se inspire din succesele altora, nu să le copieze, nu să le fure succesul, să se inspire, nu să-și atribuie lor succese pe care nu le-au avut sau merite pe care nu le au, să se inspire. Asta înseamnă să aducă în viața lor soluții, formule, modele care le pot fi de folos, recunoscând că poate alții care au trecut mai devreme decât ei pe un drum anevoios al unor sarcini dificile, s-au descurcat foarte bine și că pot împărtăși din această experiență. Să-și facă mai mult prieteni decât dușmani, să transforme dușmani în prieteni, tot datorită acestei energie a Spiritului, această energie cristică îi ajută să nu mai poarte resentimente, să nu mai amintească de ce este le-a făcut rău cineva, ci să puncteze ce au învățat ei din răul ăla. Nu neapărat că nu puteau învăța și pe altă cale. Asta e iarăși o idee greșită. Ci dacă tot s-a întâmplat și poate că n-au făcut la timp niște lucruri și s-a întâmplat, măcar să aibă recunoștință chiar și pentru o experiență rea, Chiar și pentru trădarea unui prieten. Pentru că le-a învățat o lecție valoroasă și acea problemă nu o vor mai repeta. Pentru gemeni este o energie cristică poziționată în zona responsabilității. Cu alte cuvinte, nu orice sarcin. Nu orice ordin trebuie urmat, ci acele ordine, acele sarcini care onorează Spiritul, care nu condamnă viața nu punem pericol viața cuiva, nu face nedreptăți, nu neglijează nevoile cuiva și sunt mult mai conștienți la lucrul ăsta, mai ales dacă au o funcție de conducere sau se lucrează pe lângă un șef, primesc ordine directe, se sizează acolo unde se încalcă o anumită lege morală sau o lege spirituală sau legea echilibrului și nu, nu, trebuie să se alinieze cu asta, mai ales dacă ei sunt șef, trebuie să fie un pic mai atenți la calitatea relațiilor, la felul în care se transmit anumite ordine cum motivezi oamenii, ce model le oferi. Dacă nu cumva le cer lucruri pe care tu nu le-ai face. Vrei să le faci cu mâna altcuiva, de exemplu. Deci este o energie cristică într-o zonă foarte pretențioasă a gemenilor, acolo unde e vorba de putere exercitată asupra altora sau, dacă au șef, puterea pe care o au de a se verticaliza în fața altora susținându-și drepturile, susținându-și adevărul, susținându-și dreptatea a lor și a altora pe care îi reprezintă. Și e nevoie de curaj. Acest curaj pe care poate gemenii nu întotdeauna îl au. Mai dispuși sunt să dialogheze, să cadă la pace. De data aceasta pot avea curaj datorită acestei energii cristice care ne face con ne conectează cu viața și divinitatea deci cu infinitul și avem sentimentul că totul e posibil. Că Există soluții pentru orice sau că nu ni se poate întâmpla nimic rău, și din, aceast, din această sursă energetică își pot trage puterea, inclusiv în planurile și proiectele pe care le au să facă lucruri pe care alții le consideră incredibile, neoportune sau foarte dificil de abordat. Pentru raci, energia cristică este dată de. curge pe canalul valorilor morale crezurilor, credințelor pe care le au. Ace, acei, ace, acea coloană vertebrală pe care o au și nu pot face lucrurile, lucruri în afara crezurilor. Deci dau seama cu această ocazie uh, și cu cine pot vorbi și cu cine nu pot vorbi, cu cine nu au același limbaj, uh, dacă sunt crezuți sau nu, dacă vorbesc la pereți sau nu. Uh, asta legat de mesajele pe care le transmit este o energie cristică care acționează mai ales la, în relațiile la distanță distanță geografică, nu pot ajunge la oameni aceiași și cumva prin rugăciune și prin puterea sufletului le pot transmite gânduri bune și îi pot susține sau distanță spirituală, nu sunt pe aceeași linie cu unele persoane și înțelegând lucrurile acesta știu să nu mai insiste este, este pentru ei un aspect pedagogic pot avea tendința de a povățui și de a ghida, dar trebuie să realizeze cât să ofere, în ce ritm să ofere, cât poate celălalt accepta din povețele lor, cât poate cuprinde din adevărurile lor și experiența împărtășită. Să nu forțeze. Pentru asta trebuie să-și ajusteze pasul și chiar cunoașterea cu ce poate primi celălalt. Asta înseamnă să înseamnă să-l vadă și să-l înțeleagă și să-i diagnosticheze sufletul și mintea foarte bine. Fie că e partener, că e părinte, că e copil, să țină pasul cu ce poate pătrunde și cuprinde celălalt. Asta e adevărata iubire și adevărata pedagogie. Nu să oferi doar ce știi, ci cum oferi ceea ce știi, ca celălalt să priceapă, să înțeleagă, să adapteze și să aplice. Abia atunci. Pentru lei, este o energie cristică ce se referă mai ales la domeniul pierderilor, care devin mai ușoare mai fluide, ca făcând parte din viață, uh, netraumatizante. Dacă există această energie înaltă, spirituală, a conștiinței, care poate înțelege limitele celorlalți, fa faptul că s-a finalizat o etapă, că există niște consecințe și costuri pe care le îi plătesc acum cu mai multe seninătate din această energie. Costuri care sunt la nivelul sănătății, dacă nu au făcut Făcut ce era bine pentru corpul lor. Costul la nivelul relațiilor, dacă n-au făcut ce era bine sau mai potrivit pentru relație, când n au putut, când nu au avut de unde, când nu mai era timp pentru ei. nu nimic, există niște costuri. Și acestea trebuie să-și le asume cu mai multă serenitate, cu mai multă înțelepciune. Poate fi o renunțare de asemenea, pe care ei o hotărăsc că este oportună și că e preferabil să plece la drum fără ceva, o relație, o casă, un teren. Sau o firmă, e preferabil să plece goi la drum ca să aibă toată atenția și energia concentrată pe ce urmează să obțină. Deci e vorba de niște pierderi sau de niște renunțări din buna lor voie care le ușurează drumul și chiar succesul pe mai departe. Și pot înțelege că nu e nicio dramă că ai plătit un preț, că ai lăsat niște bani. Că nu ți s-a întors un împrumut pe care l-ai acordat, sau o încredere, sau o recunoștință la un gest pe care l-ai făcut. Nu e nicio pagubă. Tu știi foarte bine cum ești și știi foarte bine ce ai de făcut. Și dacă le ei reușesc să ia lucrurile așa, atunci au, pot, li se va întoarce ca răsplată acestei seninătăți sufletești, li se va întoarce pe altă parte, de la alții, lucruri bune pe care și le-au dorit. Pentru Fecioare, este o energie cristică pe care ele o manifestă în exterior. Nu doar o simt că o au, o știu de mult că o au. O manifestă în exterior, cu alții, în relații personale foarte apropiate, la serviciu sau acasă. Asta înseamnă că se activează la Fecioare puterea de a înțelege și ierta. Și de aici, iertând, de a nu mai mustra sau de a face extrem de blând. Acceptabil pentru celălalt, trezitor pentru celălalt și vindecător pentru celălalt. Pe de altă parte, în relațiile de colaborare, în parteneriatele foarte importante și strânse pe care le au în acest moment fecioarele, această energie cristică le dă inspirație să citească contextele, să diagnosticheze oamenii, să înțeleagă cum este mai adecvat să se comporte, ce să spună, când să spună, cum să spună să-și transmită mai clar și mai adaptat un mesaj să susțină o poziție într-un mod neostil, care da, mai mult poate face prozeliți, poate să atragă mai multe persoane, să fascineze mai multe persoane, să le aducă de partea lor. Această energie cristică, acest farmec personal, poate să le facă prieteni, dușmanii să devină susținători, să întoarcă relații stricate din drum și să le corecteze pot avea parte de o imagine excepțională, fiind recunoscute ca ființe blânde, ființe constructive, un foarte bun liant în echipă, oameni care pot lipi ce s-a stricat, care pot repara relații, pot corecta o anumită situație, se implică în diverse proceduri într-un mod salvator. Le este recunoscut acest merit, această calitate extraordinară. Abnegația și dăruirea lor până acum este văzută de cineva care poate să le promoveze, deci în energia asta cristică apar susținătorii, apar facilitatorii, promovatorii, care pot să promoveze fecioarele în, pe o direcție pe care singure ar merge greu. Pentru balanțe, energia cristică se manifestă în lucru, la muncă sau în toate activitățile pe care le desfășoară zi de zi. E vorba de rutina zilnică, atât spre serviciu cât și acasă. Și gândurile de zi cu zi. Și sunt invitate să aducă în viața lor de zi cu zi, în procesele lor mentale, în percepțiile pe care le au. Să-l vadă pe Dumnezeu în tot și toate. Sau să vadă această energie a vieții în tot și toate. Să vadă viul, nu neviul. Ce funcționează, nu ce nu, func nu funcționează. Pot avea, se poate declanșa la balanțe, o energie vindecătoare, terapeutică. Și își dau seama că au această putere. Știu cum? Să facă lucrurile și în ce, în ce mod unde să intervină. Și asta este extraordinar pentru ele. Își dau seama ce este mai folositor într-o situație, și cu anumite persoane. Cum e mai bine să pună problema? Și pot renunța la umbrele lor de critică, de nemulțumire, de așteptări. M-am investit, m-am așteptat, am, -am arătat, am zis, m-am așteptat să înțelegi. Renunțând la lucrurile acestea, dând libertate omului de a fi și mai greoi, de a fi și mai neatent, cum sunt oamenii, cum suntem noi de obicei, dând spațiu și dând această libertate, nemai având așteptări, au o mare disponibilitate de a fi mai buni pedagogi, mai inspirați, mai răbdători, mai concilianți, mai vindecători prin această atitudine, și astfel cumva mai expliciți pentru cei din jur, care pot înțelege mai ușor din atitudine decât din vorbe și mustrare și să pot corecta niște lucruri. Pe de altă parte, în viața de zi cu zi, înțeleg poate mai bine ce le-e de folos și cum să-și îngrijească sănătatea. Pentru Scorpion, energia cristică este fixată în spațiul libertății și al iubirii, al pasiunii și al bucuriei de viață și pot înțelege ce le-a ecranat această bucurie, care au fost umbrele care au stat între ei și energia aceasta divină a bucuriei de a fi. Și poate că aceste umbre au fost date mai mult de ce zice lumea, de gura lumii, pe care poate le-au căpătat din copilărie, frica părinților de a nu fi bârfiți, comentarii pe care le-au auzit despre alții din preajma lor și au căpătat această frică că uite ce rău e când te bârfește lumea, ce supărări mari au cei din jur. Deci această dezinhibare care are loc, datorită faptului că sunt încântați de viață, că sunt în viață, că mai pot face lucruri, această încântare face să se stingă acea frică de ce zic ceilalți, de ideile mele, de uh, cum sunt eu, de activitățile mele, de cum văd eu lucrurile, de soluțiile pe care eu le imaginez și le inventez îi face mai puțin păsători. Nu că devine simțiți sau că devin infatuați. Că auzim ce comentează oamenii, nu ne astupă Dumnezeu urechile, dar nu mai dăm atâta importanță, nu mai dramatizăm atâta. Asta fac uh, scorpionii acum și asta le dă posibilitatea să-și deschidă aripile, să fie un pic mai creativi, să zică, da, stai mă, că încep eu să fac un anumit lucru. Dar stai mă, că eu de fapt văd lucrurile așa. Eu le-aș face așa. Dar pentru mine e bine așa eu mă simt bine așa. Și asta nu e nici sfidare, nu înseamnă nici să-și alimenteze toate patimile și toate vicile, ci să înțeleagă că ceea ce îi bucură este un anumit stil de viață, o anumită abordare, un anumit program, un anumit orar, un anumit mod de a face lucrurile. Și că asta îi bucură pe ei. Și că nu e nicio nenorocire. Da, oamenii comentează până la sfârșitul creației. Și ce dacă? Pentru săgetători. Este o energie cristică care se manifestă în casă. Prima casă e corpul lor. A doua casă este habitatul lor. Când vorbim de prima casă și de corp, au ocazia să simte energia vieții, dar și ce o gătuie, și ce o oprește, obiceiuri de viață nesănătoase, dar anumite tabieturi și ticuri pe care și le-au format, și au puterea acum să spună, asta mă reprezintă, așa vreau eu să mă simt în corpul meu făcând lucrurile acestea aduc energie sau consumă energie. Îmi priește să stau noaptea atras și să dorm ziua? Îmi face bine să primesc pe oricine în casă, de exemplu? Îmi face bine să am un anumit ambient sau aș putea schimba, modifica ceva în casă ca să mă simt mai bine, să-mi fie bine? Și dacă locuiesc cu alții, pot să-mi creez locul meu, bula mea, în care să mă simt bine și să-mi încarc energia? Astfel încât nimeni să nu deranjeze pe nimeni. Deci, sunt problematici pe care și le pun. Apoi, legat de zona profesională, caută binele lor și e o perioadă bună să se întrebe dacă funcțiile, responsabilitățile, relația cu șef e toxică sau nu e toxică, dacă nu cumva le strică starea de bine și starea de echilibru și de ticnă și de pace interioară. A felul în care se raportează la șefi, sau ce le spun șefii să facă, și nu prea vor să mai aibă șefi. Vor să fie stăpâni, chiar dacă pe pătrățică mai mică, preferă mai puține funcții, mai puțină faimă și responsabilitate, dar mai multă siguranță, mai multă tihnă, mai multă coerență în viața lor profesională pe bucățica și pe pătrățica lor. Este un de înțelepciune. În care pun mai mult pres pe calitatea vieții, pe cum și ritmul vieții, și cum se simt în corpul lor, în casa lor, în familia lor, decât în exterior. Pentru capricorn energia cristică este legată de faptul că își deschid urechile, încep să fie atenți la mediul din jur, să-i audă și să-i urmărească pe cei din jur, să vadă că se întâmplă lucruri în jurul, în jurul lor, să înțeleagă ce se întâmplă cu ceilalți, ce interese au, ce pasiune au, ce acțiuni fac, către ce se îndreaptă care se corile, ce consecințe, ce vor să obțină. Și în felul ăsta se trezesc și apreciază mai corect ce distanțe între ei și cei din jur. Apoi este o energie cristică care învață foarte multe lucruri din aceste observații. Apoi această energie cristică se adresează concret studiului. Pot fi preocupați să înțeleagă mecanismele mai profunde ale vieții. Unii sunt mai melancolici, mai reflexivi, mai contemplativi. Și filozofează pe anumite teme, citesc, instruiesc, intră în anumite domenii. Alții chiar vor să studieze. Încep un studiu. După multă vreme, în special Capricornii mai în vârstă, pot așa le trece prin minte, cu ocazia asta se și animă, să se trezească la viață, pentru că un interes nou apare prin acest studiu și se pot trezi că după 50 de ani vor să facă facultate sau vor să studieze un anumit domeniu, dar asta îi trezește. Le deschide noi frontiere mentale și sufletești și această trezire se va răspândi și asupra altor domenii pe care le-au neglijat și asupra oamenilor din jur. Caută oameni interesați și pasionați de acelea subiecte ca și ei sau întrebări ca și ei. Practic încep să se sizeze mai multe din prejurul lor, să-și crească arealul de interes intelectual, studiind ceva concret sau să observe oamenii din jurul lor și să înțeleagă mai bine cum stau, care e mediul social, care e mediul lor relațional, cum comunică cu cei din jur. Sunt auziți, dar ei aud ce spun ceilalți, chiar comunică sau doar își transmit niște mesaje morse. Pentru uh, vărsători, este o energie cristică ce ocupă spațiul uh, concretului, al, uh, al abilităților practice, muncilor practice, talentelor, dar puse la treabă, al efortului, al lui eu pot. Și această putere, pentru mulți vărsători, e dată de Dumnezeu. Acolo unde spuneau că au ajuns limita, Dumnezeu îi ajută să poată. Și asta se întâmplă de multă vreme, dar poate să mai conștienți acum. Și pentru că sunt mai conștienți acum, nu mai blochează această energie. E adevărat că ei, ei, sau așa cum noi oamenii, ca pe persoană fizică, nu putem face infinite lucruri. Numai Dumnezeu face. Dar când suntem conectați prin spiritul nostru la energia divină, nu înseamnă că putem lucruri imposibile că de fapt prin noi s-a făcut, nu noi am făcut. Am fost prișiniți, ajutați și inspirați să facem. Și când ești în contact cu această energie, când văzătorii sunt în contact cu această energie și spun Doamne, învață-mă tu că eu nu știu cum să fac. Își cer ție, dar învață-mă într-un mod ca să și înțeleg, ca nu cumva să stau cu spatele la lecție. Și când sunt în contact cu această energie a creației mari, pot face niște lucruri imposibile. Chiar dacă cineva le-a mai spus de multe ori, nu poți, nu știi, nu ești în stare. <coughs> Și simt această energie a puterilor extraordinare care curge prin ei, care îi ajută să-și depășească, să-și întindă limitele sau să vadă soluția acolo unde erau orbi, să vadă oportunități diverse, să înțeleagă tâlcuri care le erau ascunse până acum, dar mai ales legat de puterea lor de a se vindeca, de a se mobiliza de a ști cum să pună o problemă, de a-și cunoaște valoarea, de a-și prețui talentele, de a ști cum să le pună în practică. Pentru pești, este o energie mobilizatoare cristică care ajută să fie mai conștienți de prezența lor pe pământ, că n-au venit întâmplător, poate n-au venit ușor, poate n-au avut o viață ușoară, poate au avut de întâmpinat dificultăți, poate s-au lăsat copleșiți de anumite drame, care chiar au existat. Da, e adevărat. Dar dincolo de lucrurile astea, curge prin ei, prin pești, și devin conștienți de asta. O forță cristică, o forță divină, care le dă, îi ține în viață și le dă puterea de a merge înainte. Această forță este utilă atât pentru ei cât și pentru ceilalți. Și își dau seama că, neînțelegând-o ei, n-au văzut-o nici ceilalți. Și că tot timpul au vrut, poate, să facă pe plac, să facă ce fac și ceilalți, ca să fie recognoșibili, să fie și ei în lumea asta. Dar nu e necesar. Trebuie să-și urmeze pro, uh, propriul geniu, propria stea și propria inspirație divină. E ceva în ei ce alții nu au. Și nu au pentru că Dumnezeu i-a lipsit ci nu au la modul la care peștia o intuiție, o pătrundere un sentiment al conexiunii cu toți și toate că sunt susținuți de Dumnezeu și de viață există în ei asta imanent așa se nasc unii o descoperă, alții nu descoperă că au asta în ei mai mult decât au alții dar peștii care descoperă această energie divină nu înseamnă să devină mistici să tocească pragurile bisericilor sau să stea cu nasul în salbi. nu e vorba de asta vorba de ce simt viu în mine, din, care vine dintr-o sursă și care mă susține și înțeleg că sunt copilul Universului și al lui Dumnezeu și atunci prin mine orice este posibil. E vorba de atitudinea pe care au față de viață, cu bunele și relele, pe care peștii pe relele alea le sesizează foarte ușor și se pot teme. Dar e vorba și de bunele alea care există în viață. Și cumva energia aceasta cristică îi ajută să înțeleagă prea plinul vieții și prea plinul lor. Să ne fie bine tuturor.